Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. Urmărire ca în filme pe străzile din Slatina. Duminica trecută, un bărbat de 48 de ani din localitate nu a oprit la semnalul polițiștilor și a continuat deplasarea, moment în care oamenii legii au pornit în urmărirea șoferului. Acesta a intrat în coliziune cu gardul unui imobil și mai multe echipaje de poliție au intervenit și au blocat în trafic autoturismul respectiv. Bărbatul consumase alcool, astfel că a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge. Mai mult de atât, polițiștii au constatat și faptul că are permisul de conducere suspendat. La data de 24 ianuarie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Slatina, cu sprijinul unui coleg jandarm din cadrul IJJ Olt, în timp ce acționau pe raza municipiului pentru siguranța cetățenilor, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a conducătorului unui autoturism ce se deplasa pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu. Conducătorul auto nu s-a conformat solicitării oamenilor legii, continuându-și deplasarea. Polițiștii au pornit de îndată în urmărirea autoturismului. În timpul deplasării, autoturismul condus de bărbat a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, rezultând doar pagube materiale. Conducătorul auto a continuat să se sustragă solicitării de a opri. Mai multe echipaje de poliție din cadrul Poliției Slatina au intervenit și au blocat în trafic autoturismul respectiv. În urma verificărilor efectuate, polițiștii rutieri au stabilit faptul că autoturismul a fost condus de un bărbat în vârstă de 48 de ani din municipiul Slatina. Acesta a fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o concentrație de 1,13 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge. Totodată, a reieșit faptul că acesta are permisul de conducere suspendat. Polițiștii biroului rutier Slatina au reținut bărbatul pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Spitalul din Corabia ajunge din nou în atenția autorităților după ce un bătrân s-a chinuit ore în șir în genunchi pe holurile spitalului și nimeni nu l-a băgat în seamă. O femeie de 85 de ani a murit în fața unității medicale așteptând o scrisoare medicală. Din spusele nepoatei, scrisoarea a sosit imediat după o mică atenție, însă pentru bunica fetei a fost prea târziu. Alexandra Mincis este nepoata femeii de 85 de ani care a murit pe data de 15 ianuarie. Aceasta a făcut publică în mediul online drama prin care a trecut când a mers cu bunica sa la spitalul orășenesc Corabia. Femeia avea nevoie doar de o scrisoare de la doctorul pneumolog din Corabia pentru a prelungi contractul unui concentrator de oxigen. Au luat femeia și au mers cu ea la spital în căruț. Ea măsura saturația de oxigen rezultând 67, din punctul de vedere al doctorului era bună. Acum vine partea grea pentru ea, trebuie să sufle într-un tub, încercând de mai multe ori nu reușește, nu avea suficientă putere de a sufla. În tot acest timp, doctorul era foarte recalcitrant. Răspunsul dânsului a fost că nu poate să ne dea acea scrisoare, că nu trece testul cu tubul și că așa este legea, nu poate demonstra că are nevoie de oxigen. A povestit fata pe pagina sa de socializare. Se pare că o mică minune a apărut după o atenție și s-a putut face scrisoarea. Din păcate, între timp, femeia a decedat în timp ce aștepta după ștampilă. Timp de aproximativ o oră, bunica mea a așteptat pe holul spitalului. Mai aveam nevoie de o ștampilă rotundă ce se afla la o asistentă. Între timp, am pus-o pe bunica în mașină, dar după încă 10 minute de așteptare, inima ei s-a oprit. Tânăra nu ar fi depus vreo plângere împotriva medicului sau unității medicale, însă a dorit să facă publică această dramă pentru ca alte persoane să nu ajungă într-o situație similară. În Goana, după un tratament miraculos care să ne scape de virusul mortal ce a pus stăpânire în ultimul an pe întreaga planetă, oamenii au ajuns să experimenteze și medicamente folosite de medicii veterinari. În schimb, medicii umani trag un semnal de alarmă și spun că acest experiment poate fi fatal. Isteria anticovid golește stocurile veterinare de ivermectină. În disperarea lor de a nu se îmbolnăvi de COVID sau de a scăpa de infecție cât mai repede, oamenii au ajuns să-și administreze după ureche medicamente folosite în medicina veterinară. În schimb, medicii trag un semnal de alarmă cu privire la tratamentul cu astfel de medicamente. Ivermectina este un medicament care este aprobat pentru uz veterinar. În primul rând, medicamentele care sunt aprobate pentru uz uman trec au un anumit proces de aprobare și anumite teste care se fac.
ar fi bine să nu împreunăm regnul animal cu specia umană și să nu tratăm după ureche pentru că a auzit cineva că acest medicament poate face minuni. Poate face minuni în cazul regnului animal. Deocamdată, la noi nu este testat acest medicament. Drept urmare, ar trebui să urmăm calea firească, să ne vaccinăm și să vedem după ceea ce urmează. Deocamdată sunt foarte multe medicamente în teste, chiar pentru COVID. Mai mult, medicii susțin că nu există un dozaj pentru tratarea umană cu acest medicament, astfel că experimentele pot fi fatale. Cam care ar fi repercursiunile unui astfel de experiment? Pot fi chiar fatale. În schimb, medicii veterinari susțin că medicamentul minune este folosit pentru deparazitarea animalelor. În medicina veterinară are o singură întrebuințare din punct de vedere științific. Este folosit ca antiparazitar intern și antiparazitar extern. La toate animalele, mai puțin păsări. La nivel internațional, sunt mai multe studii în curs privind eficiența antivirală a ivermectinei, inclusiv împotriva SARS-CoV-2. Experții avertizează însă că niciunul dintre studii nu este concludent. În România, peste 700.000 de oameni s-au infectat cu noul coronavirus, iar 3% au pierdut lupta pentru viață. Ion Doldurea, primarul Caracalului, a fost depistat cu coronavirus la 4 zile după ce s-a vaccinat anticovid. Starea de sănătate a edilului este una bună, el aflându-se în izolare la domiciliu sub tratament. Ion Doldurea, edilul Caracalului, are COVID. Acesta s-a vaccinat luni anticovid, iar miercuri a avut primele semne de răceală, lucru ce l-a făcut să se testeze. Cu toate că a fost depistat pozitiv, starea de sănătate a primarului este una bună. Mai mult, nu prezintă nici măcar simptome specifice infectării cu noul coronavirus. Totodată, soția edilului s-a testat, dar din fericire rezultatul este negativ. Nu, sunt bine. Am avut puțină temperatură și stări de amețeală, dar de duminică sunt ok. Cam pe miercuri așa am început să apară, miercuri-joi. Eu am făcut vaccinul luni și miercuri sau joi am avut așa. N-a fost ceva, o amețeală așa și puțin temperatură. Bineînțeles că nu s-a întâmplat, adică mi-a văzut o treabă, dar m-am dus pur și simplu să văd dacă să exclud și varianta asta cu COVID-ul. Și am o surpriză să fiu pozitiv. În tot acest timp, primarul a intrat în contact cu angajații primăriei, dar potrivit acestuia, mereu a respectat toate măsurile sanitare și de distanțare fizică. Am avut contact cu toată lumea din orașul ăsta, dar cu mască, cu distanțare, cu tot ce trebuie. Eu, de altfel, vă dați seama că într-un an de zile am evitat, dar nu știu acum cum s-a întâmplat. Ion Doldurea a fost printre primii olteni imunizați anticovid pe 18 ianuarie și este programat pentru rapel după 15 februarie. Specialiștii susțin că imunitatea se dezvoltă după a doua doză de vaccin. În acest moment, edilul Caracalului este sub tratament la domiciliu. În perioada izolării acestuia, atribuțiile sale i-au fost delegate viceprimarului Marina Samie. Să nu rămânem indiferenți la durerea unui copil implicit a unei familii. Este vorba despre suferința unei fetițe de 11 ani din județul Olt, care după o intervenție chirurgicală a sperat că va deveni un copil normal și nu-i va mai vedea pe cei din jur triști pentru durerea ei. Din păcate, după intervenție, boala a recidivat, astfel că fetița trebuie să ajungă în Turcia, unde medicii îi vor oferi o șansă la viață normală. Viața acestei fetițe costă însă 25.000 de euro, sumă enormă pentru familia cu venituri minime. Însă unde-s mulți, puterea crește, astfel că împreună îi putem salva viața Andreei. Chistul hidatic hepatic este o formațiune plină cu lichid prezentă la nivelul ficatului și este cauzat de infecția cu un parazit, de obicei gazdă pentru acesta fiind câinele. Andreea, o fetiță de numai 11 ani, cumva a căpătat acest parazit și de mai bine de un an se luptă cu această boală nemiloasă, chist hidatic hepatic, pentru care a fost operată la București. Pentru familia fetiței, părea că suferința a luat sfârșit. Asta până în luna noiembrie, când medicii le-au dat vestea teribilă. Boala recidivă.
rămase. Mai există o speranță pentru Andreea la o viață normală, o operație în Turcia. O veste extraordinară, săptămâna aceasta ar fi trebuit deja să se prezinte acolo pentru operație. Ce nu știau însă părinții era suma necesară intervenției, respectiv 25.000 de euro. Atât costă viața unui copil, însă oamenii nu au de unde să strângă acești bani. Apelul emoționant vine chiar din partea Andreei, care nu mai suportă să-și vadă familia tristă din cauza durerii ei, dar și a neputinței. Bună ziua, mă numesc Teodoca Andreea, am 11 ani și sunt din Olt. Anul trecut am fost operată de cis hidatic hepatic la ficat, iar anul acesta mi-a reapărut. Șansa mea este în Turcia. Trebuia să merg săptămâna viitoare, dar părinții mei nu au suma de 25.000 de euro. Vă rog frumos să mă ajutați. Vă mulțumesc! Stă în puterea noastră a tuturor să-i oferim acestui copil șansa la o viață normală. Dacă ne unim forțele cu o sumă cât de mică, poate reușim să-i salvăm viața acestui copil. Până nu este prea târziu, haideți împreună să strângem această sumă mare pentru unii, insignifiantă pentru alții. Școlile din Olt sunt pregătite pentru redeschidere. În unitățile școlare sunt pregătite măștile de protecție pentru elevi și dascăli. La începutul anului școlar au fost distribuite materialele necesare atât de la minister cât și de la administrațiile locale. Elevii speră să se reîntoarcă în clase pe 8 februarie. Mult așteptata întoarcere în bănci a elevilor a readus în discuție problema măștilor de protecție și a dezinfectanților. Directorii de școli calculează acum câte kituri de protecție dețin pentru a reîncepe cursurile fizic. Teoretic, școlile trebuie să aibă în depozite aceste produse dacă e să luăm în calcul că elevii au mers la școală o perioadă scurtă de timp, iar unitățile au primit atât de la primării cât și de la minister produsele necesare. Potrivit inspectorului general al ISJ, Victor Iacobescu, la începutul anului școlar au fost distribuiți peste 12.000 de litri de dezinfectant. Eu cred că sunt pregătite, mai ales că în ultima perioadă, prin hotărârea de guvern numărul 756, județului Olt i-au revenit 12.060 de litri de dezinfectanți, dintre care 8.000 de litri pentru suprafețe și 4.060 de litri pentru mâini. Acești dezinfectanți au fost împărțiți în mod proporțional pentru fiecare unitate școlară din județul Olt, astfel că fiecare unitate a primit aproximativ 50 de litri de dezinfectanți de suprafețe și 25 de litri de dezinfectanți pentru mâini. Și în ceea ce privește măștile de protecție pentru elevi și cadre didactice, situația este una bună. Mai mult, reprezentanții ISJ susțin că în unitățile școlare din Olt nu au fost măști neconforme, astfel că din cele aproape 200.000 de măști de protecție distribuite de la minister nu au existat retrageri. Pentru județul Olt, în cursul anului trecut, au sosit 195.000 de măști, 146.100 au fost împărțite pentru examenele naționale, mă refer aici la bacalaureat, respectiv evaluare națională, titularizare, definitivat, iar la începutul anului școlar 2020-2021, 48.900 de măști au fost acordate școlilor care aveau deficiențe în deținerea acestor măști. În perioada aceasta, în unele școli a fost achiziționat mobilier nou individual pentru a se realiza distanțarea fizică optimă. În alte școli, cu bugete mai mici, au fost modificate băncile vechi. Potrivit ministrului Educației, Sorina Câmpeanu, pe 8 februarie, elevii s-ar putea întoarce în bănci. Dar există voci care susțin că acest lucru nu va fi realizabil din cauza evoluției pandemiei, dar și din cauza faptului că numărul cadrelor didactice vaccinate anticovid este foarte mic. Iar ieri a fost anunțat faptul că există un deficit de doze de vaccin, iar angajații din instituțiile cheie, printre ei și dascălii, vor fi amânați la vaccinare cu 10 zile. Acest lucru cel mai probabil va amâna și visul elevilor de a se reîntoarce în clase. Pensionarii din toată țara au ieșit miercuri în stradă în semn de protest față de faptul că pensiile nu au fost majorate cu 40%. La Slatina, aceștia au fost invitați în sala de ședință a prefecturii, unde și-au exprimat doleanțele. Solicitările vor fi transmise mai departe către Ministerul Muncii și Guvernul României.
Mai mulți pensionari olteni au organizat un protest în această dimineață în fața prefecturii județului Olt, protest autorizat de către primăria municipiului Slatina între orele 10 și 13. Prefectul Florin Homorean i-a invitat pe câțiva dintre aceștia în sala de ședințe a instituției pentru a le asculta doleanțele. Printre solicitări se numără creșterea punctului de pensie. Principalele doleanțe ale dumneavoastră se referă la creșterea punctului de pensie, la creșterea numărului sau revenirea la numărul de zile de tratament în stațiuni balneoclimaterice din județul Olt, suportate de către Ministerul Muncii, de asemenea creșterea numărului de călătorii gratuite, și precum și transport gratuit pentru persoanele care sunt pensionare cu vârsta mai mare de 75 de ani. Întrucât doleanțele pensionarilor nu intră în atribuțiile de soluționare ale prefectului, fiind vorba despre modificări legislative sau punerea în aplicare a unor legi emise de Parlamentul României, solicitările vor fi transmise mai departe către Ministerul Muncii și Guvernul României. Protestele vor continua și în această după-amiază cu polițiștii. Un bărbat în vârstă de 34 de ani din localitatea olteană Stoienești, care în urmă cu aproximativ o săptămână s-ar fi întors din Anglia, a decedat la Spitalul Județean de Urgență. Tânărul s-a simțit rău, motiv pentru care a mers la spitalul din Caracal, unde testul rapid pentru coronavirus a fost negativ. Ulterior, bărbatul a ajuns la SJU Slatina, unde rezultatul testului a fost pozitiv. La 3 zile de la internare, bărbatul a murit. Medicii iau în calcul și noua tulpină britanică. Un tânăr de 34 de ani din Stoienești a murit din cauza COVID-19. Acesta revenise din Anglia și a început să aibă simptome specifice coronavirusului. A stat 4 zile acasă, însă a început să se simtă din ce în ce mai rău. S-a prezentat la Spitalul Municipal Caracal, a fost testat, iar rezultatul a fost negativ. Este vorba de un pacient de 34 de ani, de sex masculin, din mediul rural, care s-a prezentat inițial la CPU Caracal, cu simptomatologie specifică COVID de aproximativ 4 zile la domiciliu. La Caracal s-a efectuat un test rapid pentru COVID, test rapid ce a ieșit negativ. Tânărul a ajuns apoi la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde rezultatul testului a fost pozitiv. Bărbatul avea însă comorbidități și totodată 75% plămânii afectați. Acesta a decedat la 3 zile de la internarea în spitalul din Slatina. S-a efectuat o evaluare completă tomograf pulmonară ce a relevat leziuni specifice pentru COVID-19 întinse pe aproximativ 75% din plămâni, sau pentru care s-a luat legătura și a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Reținem din comorbiditățile pacientului obezitate clasa 2-3 și o ușoară insuficiență hepatică la internare. Actualmente este o anchetă epidemiologică în desfășurarea DSP Olt cu privire la stabilirea contactilor. Medicii au recoltat probe de la bărbatul decedat și de la contactii acestuia. Cele două persoane care au intrat în contact cu bărbatul au fost și ele confirmate astăzi cu coronavirus. Probele au fost trimise pentru secvențiere la București ca să afle dacă este vorba de tulpina britanică a coronavirusului. Zeci de polițiști au protestat miercuri în Slatina în fața prefecturii, în alte 10 județe, dar și în fața sediului MAI în capitală. Oamenii legii nu cer bani în plus, doar să se respecte legea salarizării. Odată cu înghețarea salariilor, ei rămân cu cele din 2009. Aceștia spun că dacă ani la rând au acceptat amânări, de data aceasta nu vor mai renunța. Astăzi polițiștii au ieșit din nou în stradă, având în vedere că până în prezent guvernul și MAI nu au avut nicio reacție cu privire la solicitările sindicatelor referitoare la abrogarea prevederilor ordonanței austerității. Dacă în fața prefecturii Olt au protestat zeci de polițiști, colegii lor, printre care oamenii ai legii și din județ, și-au spus nemulțumirea în fața Ministerului Afacerilor Interne. Sindicaliștii susțin că de 10 ani sunt mințiți că vor beneficia și ei de o lege a salarizării echitabilă. Până la ora actuală a decis să înghețe toate veniturile bugetarilor, inclusiv ale noastre, ale polițiștilor, în condițiile în care, conform legii 153/2017, trebuia să ne aplice eșalonat, etapizat, cea de-a treia etapă a măririi salariare de 25% din diferența salarială din 2017 până la salariul ipotetic din 2022. Prefectul Florin Homorean i-a primit pe sindicaliști, iar doleanțele lor le va face cunoscute la nivel central, dar răspunsul final vine de la guvern.
Răspunsul vine de la Ministerul Muncii. Am primit un răspuns de la Ministerul Muncii în ceea ce privește Federația Sanitas. Coincide cu ce ne-au transmis mai devreme, că trebuie făcută o discuție cu Ministerul de Finanțe cu privire la alocarea banilor, că legea prevede și legea 153 creșteri în prevederi salariale în trepte, că și atunci s-a discutat același lucru, că nu crește salariul, adică anumite categorii de personal medical are deja salariul din 2022, alții din cel din 2019, 18 și așa mai departe, au crescut treptat. Și cu toate acestea, polițiștii susțin că nu vor mai accepta minciuni și nu vor renunța la proteste până nu primesc banii ce li se cuvin prin lege. Sindicatul Europol împreună cu celelalte sindicate, da, vor continua protestele împotriva guvernului până când guvernul domnului Câțu va renunța la această decizie de a înghița salariile și va acorda polițiștilor drepturile cuvenite prin lege, legea care și-au asumat-o. În paralel cu protestele din stradă, sindicaliștii din SNPPC sunt pregătiți să introducă 40.000 de acțiuni în toate instanțele din țară. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt atrag atenția angajatorilor că nu pot condiționa salariații care se întorc la locurile de muncă după ce au stat în carantină să efectueze un nou test pentru a-și relua activitățile profesionale. Obligațiile lucrătorilor sunt de respectarea prevederilor legale în vigoare, de păstrarea distanțării și purtarea măștii la locul de muncă. La nivel național, în ultima perioadă au fost semnalate mai multe cazuri în care angajatorii și-au condiționat salariații care s-au întors la muncă după carantină să efectueze un nou test pentru a-și relua activitățile profesionale. În acest sens, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au dorit să atragă atenția asupra faptului că salariații nu pot fi condiționați de către angajatori să se testeze. Pentru că la nivel național au fost semnalate astfel de cazuri, atragem atenția angajatorilor că nu pot condiționa salariații care se întorc la locurile de muncă după ce au stat în carantină pentru că au fost contact direct sau în unor cazuri confirmate COVID-19 sau au fost pozitiv la testul SARS-CoV-2 după ce au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test pozitiv, să efectueze un nou test pentru a-și relua activitățile profesionale, obligațiile lucrătorilor fiind de respectarea prevederilor legale în vigoare, de păstrarea distanțării și purtării măștii la locul de muncă. Totodată, angajatorii nu pot condiționa prezența la serviciu a salariaților în funcție de efectuarea vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2. Chiar dacă nu s-a discutat despre o astfel de abordare, persoanele vaccinate nu numai în România, ci peste tot în lume, cel mai probabil se vor bucura de drepturi suplimentare. Un bărbat de 50 de ani din Tia Mare a sesizat poliția despre faptul că fiica sa în vârstă de 12 ani a plecat de acasă și nu a mai revenit. În urma investigațiilor, minora a fost găsită la locuința unui tânăr de 22 de ani din Giuvărăști. În urma cercetărilor amănunțit efectuate de către polițiști, bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Olt pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor. La data de 25 ianuarie, în jurul orelor 18, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, secția Poliției Corabia, au fost sesizați de către un bărbat de 50 de ani din comuna Tia Mare cu privire la faptul că la data de 24 ianuarie, fiica sa de 12 ani a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. În urma investigațiilor, minora a fost găsită în locuința unui bărbat de 22 de ani din comuna Giuvărăști. Deși fata a declarat că nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni, polițiștii au avut suspiciuni și au continuat cercetările, iar bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Olt pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor. În urma investigațiilor efectuate, minora a fost găsită la locuința unui tânăr de 22 de ani din comuna Giuvărăști, aceasta declarând că nu a fost victima vreunei infracțiuni. Întrucât au existat suspiciuni cu privire la aspectele declarate de minoră, în cursul zilei de 26 ianuarie, tânărul de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor, ulterior instanța de judecată dispunând arestarea preventivă a acestuia. Tot ieri, polițiștii au depistat un urmărit național. Polițiștii din cadrul Poliției Balș au depistat pe raza orașului un bărbat de 72 de ani din localitate care se afla în urmărire națională, pe numele său fiind emis un mandat de executare a pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Bărbatul a fost depus în penitenciarul Craiova, județul Dolj. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor PTV Oltenia. Sunt Janina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi cât mai frumoasă și un weekend minunat. La revedere!